În seara aceasta o să citim câteva versete de la Cartea 1 Ioan, capitolul 4, începând cu versetul 7. Atunci când am intrat în adunare, am văzut că aveți un motto pentru anul acesta și l-ați numit Anul Minunilor. În seara aceasta eu vreau să vorbesc despre cea mai mare minune. Știți care e cea mai mare minune? Este dragostea. Sau dacă vreți, dragostea este cea mai mare făcătoare de minuni. Și despre ea o să vorbim în seara aceasta, pentru că cu adevărat este o minune. De aceea citim despre această minună numită iubirea sau dragostea, începând cu versetul 7. Și Scriptura glăsuiește astfel: preiubiților, să ne iubim unii pe alții, căci dragostea este de la Dumnezeu. Și oricine iubește este născut din Dumnezeu și cunoaște pe Dumnezeu. Cine nu iubește n-a cunoscut pe Dumnezeu, pentru că Dumnezeu este dragoste. Dragostea lui Dumnezeu față de noi s-a arătat prin faptul că Dumnezeu a trimis în lume pe singurul Său Fiu ca noi să trăim prin El. Și dragostea stă nu în faptul că noi am iubit pe Dumnezeu, ci în faptul că El ne-a iubit pe noi și a trimis pe Fiul Său ca jertfă de ispășire pentru păcatele noastre. Preiubiților, dacă astfel ne-a iubit Dumnezeu pe noi, trebuie să ne iubim și noi unii pe alții. Nimeni n-a văzut vreodată pe Dumnezeu. Dacă ne iubim unii pe alții, Dumnezeu rămâne în noi și dragostea Lui a ajuns desăvârșită în noi. Amin. Dragilor, eu în seara aceasta am fost invitat aici să vă vorbesc. Dar dacă dumneavoastră rămâneți cu vorbirea mea, ați venit degeaba. Eu știu că atunci când venim la casa lui Dumnezeu, așteptăm să vorbească altcineva. Dumneavoastră, cine vreți să vorbească? Dacă vreți să vorbească Domnul prin Duhul Sfânt, atunci să rugăm să o facă. Amin. Să știți, când vorbește Dumnezeu, nu seamănă cu noi. Dumnezeu n-are nevoie de multe cuvinte ca să facă ceva, că e Dumnezeu. Zice un cuvânt și se face. Amin. N-are nevoie de 45 de minute, de o oră, de predică, n-are nevoie de atâtea cuvinte să spună, pentru că e Dumnezeu. Și dacă vorbește Dumnezeu un singur cuvânt, se întâmplă minuni. Amin. Vreau să vă întreb, câte cuvinte a trebuit să spună Dumnezeu ca să facă un cer? Dar câte cuvinte ar avea nevoie să mai spună Dumnezeu odată să facă un cer nou? Vedeți prin ce se înfăptuiesc minunile? Prin cuvântul lui Dumnezeu. Amin. Eu o să vă spun mai multe cuvinte în după masa aceasta, dar dumneavoastră să vă rugați ca unul din cuvintele care vi le spun eu, Duhul Sfânt, să-l pună pe adresa ta. Amin. Și atunci se întâmplă lucruri minunate în viața ta. Haideți să ne smerim, să ne umilim și să-L rugăm pe Dumnezeu să ne vorbească în seara aceasta. Ne rugăm cu toată adunarea.
Amin, vă invităm să vă reașezați. Dacă pot să reafișez versetul 7, eu sunt un predicator care nu prag nici prezentările, nici introducerile, așa că o să intrăm direct în subiect. Dacă doriți un semn, de obicei oamenii doresc semne. Semnul că ești născut din Dumnezeu și că îl cunoști pe Dumnezeu este iubirea. Așa spune textul acesta, preiubiților să ne iubim unii pe alții, căci dragostea este de la Dumnezeu. Și oricine iubește este născut din Dumnezeu și cunoaște pe Dumnezeu. Deci semnul că ești născut din Dumnezeu, că faci parte din familia lui Dumnezeu, că Dumnezeu este Tatăl tău, este că iubești. Versetul următor, versetul 8. Cine nu iubește, n-a cunoscut pe Dumnezeu. Observați, nu vorbește de predicare, nu vorbește de prorocie, nu vorbește de vorbire în limbi, nu vorbește de cântare, nu vorbește de poezie. Vorbește dacă vrei să vezi un semn că ești născut din Dumnezeu și îl cunoști pe Dumnezeu, asta e iubirea. Dacă nu iubești, n-ai cunoscut pe Dumnezeu. De ce? Pentru că Dumnezeu, în esența Lui, ce este? Este dragoste. Și acum gândiți-vă, dacă Tatăl din cer te-a născut și El este dragoste, tu ce poți fi? De exemplu, pe mine mă cheamă Danilă Mihăiță. Știți de ce? Pentru că așa îl cheamă pe taică-miu. Și am preluat numele de la el. Așa se numește el Danilă și eu mă numesc tot Danilă, că așa îl cheamă pe taică-miu. Acum gândiți-vă, dacă cerește pe Tatăl meu din cer, îl cheamă iubire sau dragoste. Eu cum mă numesc? Ură, dușmănie, mânie, răutate, ceartă. Cum mă numesc eu? Deci semnul că-s născut din Dumnezeu, care e dragoste, este că am și eu dragoste. Am aceeași natură ca lui Dumnezeu. O sămânță din Dumnezeu vine în mine și îmi dă iubire. Ăsta este semnul că ești născut din Dumnezeu și că îl cunoști pe Dumnezeu. Acum să știți că lipsa de iubire anulează multe lucruri. Prezența iubirii activează multe lucruri. Ce anulează lipsa de iubire? Deci dacă îți lipsește iubirea, se anulează lucruri. Ce se anulează când îți lipsește iubirea? În primul rând, trebuie să înțelegeți foarte simplu și foarte frumos din Scriptură, că lipsa de iubire anulează toate darurile. Deci dumneavoastră, tot ce ați făcut până acum, ați funcționat pe baza darurilor. Dar dacă vă lipsește iubirea, toate darurile dumneavoastră sunt anulate. Cum citiți dumneavoastră la 1 Corinteni 13 cu 1? Ia, afișează. Aici este vorba de niște daruri spectaculoase, da? Miraculoase, supranaturale. Chiar dacă aș vorbi în limbi omenești și îngerești. Este un dar al lui Dumnezeu. Un dar al Duhului Sfânt, supranatural, miraculos, spectaculos. Versetul 2. Chiar dacă aș avea darul prorociei și aș cunoaște toate tainele și toată știința. Știți ce scrie aici? Gândiți-vă că eu aș avea darul de prorocie și aș veni aici și v-aș da toate tainele pe față. Să cunosc prin Duhul tot ce ați făcut azi noapte. Tot ce ați vorbit în ascuns. Tot ce ați gândit. Și acum să vin și să vă iau pe rând și să vă dau pe față. Păi dumneavoastră înțelegeți și asta, ce dar e ăsta. Ce dar miraculos. Să ai cunoștința aceasta, să descoperi tainele. Să ai dar de prorocie, Duhul Sfânt, să descopere tainele care sunt în inimile oamenilor. Acum fiți atenți, chiar dacă vorbești în limbi, chiar dacă prorocești, și puneți dumneavoastră toate darurile după astea, uitați-vă cu ce încheie. Și n-aș avea dragoste, iubire. Ce scrie în continuare? Dar ce însemnează nimic? Nimic însemnează nimic. Adică dacă dumneavoastră ați cântat, dacă noi predicăm, spunem poezii, prorocim, vorbim în limbi, dar n-avem la bază iubirea, e zero. Se anulează tot. Nu se pune nimic. Cineva a avut o descoperire că venea Domnul. Era venirea Domnului și își lua biserica. Și unul din cei mai buni predicatori din România a rămas jos. A fost lăsat jos.
Și persoana respectivă nu vine să creadă. Cum se poate așa ceva? Cel mai bun predicator, unul de cei mai mari predicatori, cei mai buni predicatori, care ne lasă gură cască. Cum se poate? De ce a rămas jos și n-a fost luat? Și a răspuns vocea. Știți ce a răspuns? Fiindcă n-a predicat de dragul meu. Acum eu vreau să vă întreb. Se poate să predici și să nu faci de dragul lui? Ce zice dumneavoastră? Se poate? Dar ce zice Apostolul Pavel? Că unii predică din duh de... Adică au multă Biblie în cap ca să-i întoarcă la altul. Unii predică din duh de ceartă, alții predică din slavă. Deci se poate să predici din invidie, din slavă de șartă? Păi cum? Cum se poate lucrul ăsta? Sau dumneavoastră nu știți? Dumneavoastră credeți că nu se poate predica pentru popularitate? Pentru like-uri? Pentru YouTube? Nu? Chiar credeți dumneavoastră că toți care predică, predică de dragul lui Iisus? Sau poate sunteți străini, n-ați auzit că se poate predica pentru bani? N-ați auzit așa ceva? Adică cum să predici pentru bani, pentru popularitate, ca să ajungi vedetă, ca să ai like-uri, din slavă, din duh de ceartă? De se poate. Dar vreau să vă întreb, de cântat, credeți că poți cânta și să nu o faci de dragul lui? Cum dacă v-aș întreba pe toți coriștii, de fiecare dată când ați cântat, ați cântat de dragul lui? Nu trebuie să dați răspuns. Vă răspundeți dumneavoastră. Na, ce n-ați făcut de dragul lui nu se pune. Predica care n-a fost de dragul lui nu se pune. Cântarea care a fost și n-a fost de dragul lui nu se pune. Sau dumneavoastră sunteți străini, nu știți că scena asta unde se cântă poate fi o rampă de lansare a eului. Și din nou poți să ajungi o vedetă în cântare. Sau n-ați auzit nici asta că se poate cânta pentru bani? N-ați auzit de așa ceva? Deci toți cântă de dragul lui, toți predică de dragul lui. Dar vreau să vă întreb, credeți că se poate veni la biserică și să nu vii de dragul lui? Că zice Biblia că unii se adună ca să fie mai răi. Ăia chiar vin de dragul lui. Deci vin toți de dragul Domnului. Nu, se poate veni la biserică să nu vii de dragul lui. Se poate să spui poezii și să nu faci de dragul lui. Se poate să cânți pentru alte interese. Se poate să predici și să nu faci de dragul lui. Dar nu se pune nimic. Se anulează tot. Dacă nu este iubire, zero. Nu se pune. 2. Lipsa de iubire anulează în primul rând toate darurile. În al doilea rând, lipsa de iubire anulează toate slujbele. Dumneavoastră trebuie să înțelegeți, astăzi s-au ținut în România, în toate bisericile, indiferent de confesiune, mii și zeci de mii de slujbă, în mare marjă anulate de Dumnezeu, pentru că lipsește iubirea. Acum să vă spun cum scrie în Biblie. Deci, dacă știi că cineva are ceva împotriva ta, adică ai un conflict, ai o problemă cu cineva și vii să-ți aduci darul ca să-ți ții slujba, ce să faci? Să ții slujba. Și dacă o ții, se pune. Dar dumneavoastră înțelegeți câte slujbe ținem noi și nu se pun. Pentru că suntem certați, pentru că avem conflicte. Sau dumneavoastră sunteți niște îngerași pe aici. Aveți aripi și zburați. N-aveți probleme, n-aveți conflicte, n-aveți certuri. Și ce faceți? Țineți slujbele. Ascultați-mă. Noi suntem îndrăgostiți mai mult de slujbe decât de adevăr. Noi ținem mai mult la o slujbă ca la adevăr. Biblia spune, nu are rost să țineți slujba dacă sunteți certați, pentru că nu se pune. Dar noi o ținem. E o singură dată în viață, mi-a fost dat să văd undeva, un slujitor, care trebuia să înceapă slujba, și-a spus așa, zice, slujba nu poate începe pentru că eu sunt certat cu cineva de aici. Și eu m-am uitat la el și mă zic, bă, ăsta e normal, că eu bat atâția kilometri să vin la slujbă și îmi spune că slujba nu se ține. Na, vreau să vă întreb, a făcut un lucru bun?
Da, și eu m-am certat. Și cu unii și cu nevasta câteodată, dar am ținut toate slujbele. Numai că nu s-au pus. Deci dumneavoastră înțelegeți mii și mii și mii și mii de slujbe care efectiv nu se pun dacă lipsește iubirea. Toate slujbele sunt anulate dacă dumneavoastră aveți conflicte. Mai bine am oprit slujbele sau am face o slujbă de împăcare. O slujbă de pocăință. Doamne, ai milă de noi. Dumneavoastră trebuie să înțelegeți. Un creștin fără iubire este ca un ac fără ață. Nu leagă nimic, nu mă împunge. Deci vă repet, un creștin fără iubire este ca un ac fără ață. Nu mă împunge, nu leagă nimic. Adică are adevărul. Acul este adevărul. Și ața este iubirea. Acum, degeaba ai adevăr și nu mă înțepi. Dacă n-ai ață, nu se leagă. Că eu am auzit mulți din ăștia cu adevărul. Așa, adevărul. Și am spus adevărul. Da, da, ața ai avut? Că nu lega nimic, nu m-au împuns. Deci pe noi nu ne interesează să împungem cu adevărul, ne interesează să legăm. De aia trebuie să fii credincios și adevărului și iubirii. De obicei cădem într-o extremă. Unii cu iubire, lasă, nu-i mai spune nimic, frate. Nu-i mai spune că nu mai vine. Lasă-i așa cum sunt ei. Nu? Trebuie să le spunem adevărul. Numai trebuie să avem ață. Adică trebuie să avem iubire când spunem lucrul acesta. A fost cineva și s-a dus să se angajeze. Și la birou, doamna de la angajări era șchioapă. Și el a văzut că merge șchiop de la un birou la altul, era șchioapă. Și când a venit de rândul să se adreseze, a zis, doamna șchioapa, am venit să mă angajez. Și doamna șchioapa, bineînțeles că eu l-o pasam mai departe când a văzut cum vorbește. Și el povestea la cineva și l-a zis, bă, dar de ce i-ai spus doamna șchioapa? Dar i-am spus adevărul. Dacă vreau să vă spun, vă întreb pe dumneavoastră, i-a spus adevărul sau nu? Nu era șchioapă? Și ați-o avut? Măi, și care-i problema că ai spus adevărul? Și am spus, frate, adevărul, las așa. Nu. Uitați-vă dumneavoastră, dumneavoastră aveți geamuri, da? Geamurile dumneavoastră, pentru că sunt bine legate, bine închegate, dacă eu fac așa pe geam cu mâna, nu mă rănește, el mă ajută. Dar dacă sparg geamul și rămân cioburile de geam și fac așa, ce se întâmplă? Mă rănesc. Ei, cioburile de geam sunt adevărurile. Dar ele, dacă sunt legate în iubire, dă ceva, un geam închegat, care nu-ți face rău, te ajută. Dar dacă e numai adevărul, deci, dragilor, dacă lipsește iubirea, toate darurile sunt anulate. Toate slujbele sunt anulate. 3. Lipsa de iubire anulează daruri, anulează slujbe și anulează toate rugăciunile. Ia să vă spun dumneavoastră, bărbaților, câteva versete din Biblie. Ce? Bărbaților, nu țineți necaz pe nevestele voastre. Dar de ce? Păi zice, purtați-vă cu ele ca cu un vas mai slab, cu înțelepciune, ca să nu fie împiedicate, ce? Asta însemnează că dacă ești bărbat și ții necaz, scrie în alt verset, și nu dai cinste femeii și nu o înțelegi și nu te porți cu înțelegere, atunci rugăciunea ta nu se pune, e împiedicată. Așa că, dragi bărbați, vreau să vă spun un lucru. Dacă veniți aici la rugăciune și vă rugați așa, că unii au timbru vocal, Dumnezeu, Avram, Isaac, Iacob, bă, ți se ridică părul pe tine. Dar dacă tot așa țip și la nevastă ta, nu se pune. Ați înțeles? Leon Ravenhill a fost un proroc al Americii, care a dat cu prorocii lui Bal de toți pereții, dar soția lui a zis așa, Leonard, prorocul, zice, la biserică era leu, dar acasă era miel. Nu merge la biserică, ești tigru și acasă leopard. Nu se pune, fraților, înțelegeți? Și am spus asta la o biserică și era o biserică unde stăteau și nevestele lângă soții lor. Și o soție era cu mâna pe umăr la soț. Și când o zice, zic eu, numai așa-i făcea.
Și eu zic, dar e valabil și invers. Dragi soții, dacă țineți necaz pe bărbații dumneavoastră și nu sunteți supuse lor și nu vă adresați cu Domnule, puteți să plângeți la rugăciune ca mironosițele. Nu se pune. Ați înțeles? Nu se pune. Dumneavoastră, surorile, sunteți cu plânsul, bărbatul, cu vocea. Nu se pune. Eu tot spun lucrul ăsta, vă spun și dumneavoastră. Unele surori ar trebui să puneți baticul pe capul bărbaților dumneavoastră. Pentru că oricum exprimați o minciună mare. Adică, de ce purtați batic? Care-i sensul? Ce arăți? Că ești supusă unei... Păi dacă nu ești supusă, nu ești fățarnică. Atunci mai bine pune-i lui baticul. Și vine el cu baticul la biserică, că tu oricum e șefa. Nu merge, oameni. Deci sunt întrerupte rugăciunile, nu se pun. Se anulează darurile, se anulează slujbele, se anulează rugăciunile. Și poate vă interesează în al patrulea rând, lipsa de iubire anulează sistemul imunitar. Fiecare dintre dumneavoastră, așa suntem proiectați de Dumnezeu cu un sistem de apărare numită imunitate. Știți ce înseamnă imunitate parlamentară? Adică n-ai voie să intri acolo. Ei, tot așa Dumnezeu a creat un sistem de protecție care te protejează de virusuri și de boli numită imunitate, sistemul imunitar. Ei, când te enervezi, când ești rău, când ești certăresc, când strigi, când țipi, când urli, când te stresezi, sistemul imunitar cade. Și virusul, boala, și atunci a venit la biserică, zicem, fraților, a fost o descoperire să iau 7 bărbați care să unească cu mine 7 zile de post. Și Domnul va da biruință. Dar eu vreau să te întreb pe dumneatale, o n-ar fi mai bine să te înțelegi dumneatale cu Nora decât să mă faci pe mine să postesc? Păi dumneavoastră puteți înțelege ce obrăznicia unii. Adică m-ar chinui pe mine cu 7 zile de post și ea e certată cu vecina. Dumneavoastră nu înțelegeți. Nu se pune. Puteți să vă duceți la Vasile Hozan în Canada să vă facă ungere. Dacă nu vă cereți iertare, dacă nu vă împăcați, nu este valid, nu este valabil. Puteți să luați câți bărbați vreți, puteți să postiți cât vreți, pentru că sistemul imunitar a căzut din cauza că tu te-ai certat cu cineva. Și trebuie o reparație acolo de împăcare, de iertare. De aia v-am spus că iubirea este o mare minune. Și eu vă spun, dacă noi am iubi, iubirea este cel mai bun complex de vitamine. În loc să bei dimineața nu știu câte pastile, să le dai pe gât, mai bine iubește. Se întâmplă minuni. A fost o soră undeva și s-a dus un frate, un slujitor, un om al lui Dumnezeu. S-a dus și era mamă cu copii tânără, pe moarte, pe pat. Și s-a dus la ea, băi, zice, cu tine ceva. Păi zice, frate, cum să nu fie? Eu sunt pe patul ăsta de moarte datorită socrilor mei. Ce m-au făcut ăștia în viață dumneatale, nu pot să crezi așa ceva. Din cauza lor sunt așa. Și fratele zice, na, ne rugăm să-i poți ierta. Ce frate, dumneatale, nu pot să înțelegi ce m-au făcut oamenii ăștia. Eu nu pot să iert. Deci atâta ne rugăm până poți să ierți. Și nu a plecat de lângă ea, ne rugăm nu pentru vindecare, nu ungere cu un de lemn. Atâta ne rugăm până poți să ierți pe socrii tăi. Și s-au rugat cu ea și s-au rugat. Până la urmă zice sora, bă, tu știi că am primit putere să iert. O, zice fratele, slavă Domnului. Acum ne rugăm în continuare să-i poți iubi. Aaaa, îi iert cum îi iert, dar să-i și iubesc. Nu se poate, frate. Nu-i destul că am iertat. Nu, zice, atâta ne rugăm până îi poți iubi. Și s-a rugat cu ea și s-a rugat, nu pentru vindecare. S-a rugat ca să-i poată iubi. Și până la urmă zice sora, băi, să pierd eu raiul pentru socrii mei. Îi și iubesc. Și fratele nu s-a mai rugat pentru sănătate, nici nu i-a zis nimic, dar parcă ar fi vrut să-i spună, poți să mori liniștit acum. Și-a plecat. În câteva zile era în piață și vindea, nu mai avea nimic. Fără ungere,
fără rugăciune de vindecare, prin iubire. Acum eu nu exclud cazuri care nu sunt de genul ăsta, nu spun că nu trebuie să ne rugăm, nu spun că nu trebuie să facem unge, nu spun că Dumnezeu nu vindecă, trebuie să facem lucrurile astea. Dar prima dată trebuie reparații și s-ar putea la unii dintre noi, când începem să iubim și să iertăm, să se rezolve problema. Binecuvântat să fie Domnul! Acum vreau să vă întreb pe dumneavoastră în seara asta. Dacă lipsa de iubire anulează daruri, slujbe, rugăciuni, sănătate, vreau să vă întreb, se merită să nu iubim? Spune-mi asta, se merită să nu iubim? Eu zis o soră într-o adunare la o predică de-a mea, frate, ai dreptate, dar noi nu putem. Nu că nu vrem. Nu putem și avea dreptate. Pentru că știți ce scrie în Biblia mea? Dragostea lui Dumnezeu a fost... Păi dacă e turnată, înseamnă că eu nu am. Deci dumneavoastră trebuie să înțelegeți, firea din noi, o fire sălbatică, nu are așa ceva. Puteți înțelege? Deci noi nu știm să iubim. Noi dacă nu venea Hristos, dragostea lui Dumnezeu să se arate. Noi nu știam ce e iubirea. Noi numim iubire toate prostiile de lumea asta. Dar a venit El și ne-a arătat ce este dragostea. E, dragostea asta nu mi-aparține, nu am. Dar poate fi turnată în mine. De cine? Eu zic, pentru că dragostea lui Dumnezeu a fost turnată, adică noi nu avem așa ceva, în inimile noastre prin. Credeți asta? Amin. Na. Unde toarnă Duhul Sfânt dragostea lui Dumnezeu? În cine? Vă spun eu, în cine are nevoie? De-aia a fost dat Duhul Sfânt să te ajute când ai nevoie, când ești la greu. Și Duhul Sfânt este puterea, generatorul de iubire, care îți dă iubire când ai nevoie. Dacă ești sincer, ridici mâine și spui, Doamne, eu nu am așa ceva, Duhul Sfânt toarnă în tine iubire. Na, întrebare. Există aici soacre care nu vă iubiți nurorile? A, faceți poze, vă rog. Vă pun în icoană. Vă vând în țară bine. La Timișoara, la Smirna, soacrele n-au probleme cu nurorile. Ați văzut de ce nu toardă? Că nu vreți să recunoașteți că aveți nevoie de iubire. Să întoarcem placa cu nurorile? Dacă sunt nurori care nu pot să-și iubească soacrele, să pun întrebarea dacă există bărbați care nu-și iubesc soțiile? Dumneavoastră puteți înțelege? Nici o mână ridicată. Toți bărbații sunt niște gentlemen. Niște finuți. Eleganți. Așa-i surorile. Odată am auzit o rugăciune a unui bărbat care suna în felul următor. Doamne, sunt un prost. Nu știu să mă port cu soția mea. Na, noi râdem de rugăciunea asta. Numai că dacă citiți în Biblie, zice că înțelepciunea are o chemare. Cum e chemarea? Cine-i prost să vină încoa. Na, dacă v-aș face eu chemarea asta. Cine-i prost de aici să vină în față? E prost și nu știe să poarte cu soția lui. Sau nu se știe porta cu soacra, cu nora. Deci dumneavoastră înțelegeți, noi nu putem primi ceva în onoarea noastră, în pedanța noastră. Noi trebuie să ne prăbușim, să recunoaștem, noi nu avem așa ceva. Toarnă noi! Eu vreau să vă întreb, dumneavoastră, faceți stăruință după Duhul Sfânt? Și ce vreți? Ce doriți când faceți stăruință? Să vă iubiți mai mult nevestele? Nevestele să vă iubiți mai mult soții? Doriți soacrele să vă iubiți nurorile și nurorile soacrele? Asta doriți? Nu, noi nu ne dorim dragoste. Dar dragostea este cea mai mare minune care anulează celelalte daruri. Dacă îți lipsesc. Doamne, ai milă de noi. E momentul când vine
Dragostea în tine, turnată prin Duhul Sfânt, pentru că tu te pocăiești, recunoști că ești slab, recunoști că ai nevoie. Doamne, ajută-mă, nu pot, nu am așa ceva. Ei, în momentul acesta, dragostea este turnată în tine și în momentul când ai iubire, iubirea acum activează lucruri. În loc să le anuleze lipsa de iubire, prezența iubirii activează. Dar ce activează? În primul rând, activează un magnet. Pentru că dumneata nu poți să mergi spre Dumnezeu dacă nu ești atras ca un magnet. Ei, când vine Duhul Sfânt și toată dragoste în tine, se creează un magnet sau un lipici care te lipește ușor de lucrul de care ești îndrăgostit și nu te mai poți desprinde, decât foarte greu. De aceea spune versetul, cine ne va despărți pe noi de cine? Moartea, viața, lucrurile de acum, necazurile, bolile, sărăcia. Cine ne poate despărți pe noi de dragoste? Nu se mai poate, pentru că dragostea creează un lipici, te lipește de lucrul de care ești îndrăgostit, indiferent care este, și nu te mai poți desprinde. Adică dragostea te face să te lipești ușor de lucru de care ești îndrăgostit și să nu te mai poți dezlipi. Cei care lucrați în construcții aveți așa o ilustrație mai bună. Nați dumneavoastră când vă duce să tencuiți un zid. Luați în mistrie materialul și trageți una la zid. Ce face materialul? Se lipește de zid. Dacă te duci peste două zile, mai poți să-l dai jos. Dacă te chinui cu o rangă sau cu un fier, dai jos, dar lași o urmă. Pentru că s-a creat un lipici. Asta e iubirea. Te lipește efectiv și nu te mai poți desprinde. Sau dacă vreți că aveți și copii aici, Domnul să-i binecuvinteze, dați-le la copii un iPhone, un telefon. Cum se lipesc de el? Ușor sau greu? Ușor. Și cum se dezlipesc de el? Cu criză de nervi. Na, asta e iubirea. Se lipește ușor și nu se mai poate dezlipi. O stat un tată lângă copil să vadă cât poate sta el în fața calculatorului. În 7 ore, o stat taică-sul lângă el, n-o zis nimic copilul decât o frază. S-a uitat la taică, zis, adu-mi un par cu apă. Deci nu-l mai poți desprinde. N-ați observat? Na, asta e iubirea. Te lipește și nu te mai poți deslipi. Păi ia gândiți-vă dumneavoastră ce a zis o noră. Zice, nu sta de mine să te las. La cine a zis asta? La soacra ei. Deci, băgați mine de seamă. Eu zic la soacra, nu sta de mine. Noi citim asta la nunț și la logodne. Dar e zisă de onoră la soacră. Mamă soacră, nu sta de mine să te las. Unde mergi? Încotro vei merge tu? Unde vei locui tu? Așa zic și nurorile dumneavoastră, nu? Mamă soacră, unde mergi, matale și eu? Încotro te duci și eu. La mine, știți cum zic? Nurorile zice lui, auzi, eu cu soacră mea nu stau. Dar de ce nu vreți astea? Că nu-i lipici. Și dacă nu-i lipici, dar există anumite situații în care soacra se lipește de noră așa de tare că ține la noră mai mult ca la copilul ei. Am fost undeva și mi-a zis cineva, un bărbat, zice, soacra mea a fost o bomboană. În altă parte zice, soacră, soacră, poamă acră. Dar una să fie bomboană și una să fie poamă acră. Adică se creează un lipici. Ei, dacă dumneavoastră trebuie să și, de aceea zice, de aceea va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa și se va lipi. E, dacă nu se creează lipiciul ăsta să se lipească de nevastă, el totdeauna se va duce la părinți, pentru că a fost lipit de ei. Numai ceva mai puternic în iubire te desprinde de ceva și te lipește de acel ceva. De aceea, dumneavoastră, pentru cei care sunt în lume și iubesc lucrurile din lume, nu-i puteți dezlipi decât cu o dragoste mai mare. Ei nu se pot dezlipi de fumadă, băută, nu știu ce, pentru că ei sunt lipiți. Trebuie să întâlnească o iubire mai mare care să-i dezlipească de asta și să-i lipească de altceva. Și ei trebuie să cunoască iubirea lui Dumnezeu. Nu forța, nu legea. Degeaba îi spui, băi să nu mai bei, băi să nu mai faci aia, băi să nu te mai duci acolo.
Pentru că nu se poate dezlipi. El e lipit. El are nevoie de o forță mai mare ca să-L dezlipească și să-L lipească de Dumnezeu. Și asta este iubirea. Când te îndrăgostești de Dumnezeu, trebuie să zici, de exemplu, mie, nu mi-a spus nimeni niciodată te iubesc pe o cruce, numai Iisus. Ați înțeles? Mi-au spus oameni că mă iubesc în conjuncturi frumoase. Dar să-L pun pe Hristos pe cruce eu cu păcatele mele și El se uită la mine și spune te iubesc o iubire veșnică. Să se uite la ucenici și să spună pentru că i-a iubit, i-a iubit până la cu căderile lor. Păi așa pe mine nu m-a iubit nimeni. Și asta m-a desprins de lume. Că eu am fost pe stadion, am fost fotbalist, erau niște lipituri acolo. Degeaba îmi spunea cineva, hai, lasă, nu mergea. Ei, dacă n-am întâlnit dragostea lui Dumnezeu, când a fost o zi în viața mea și am auzit, Doamne, păi eu am auzit la pocăiți că Tu vorbești, păi vorbește-mi și mie, eu atâta vreau să știu că mă iubești. Și după o zi am deschis Biblia și exact versetul unde am deschis scria, de aceea pentru că ai preț și te iubesc, zice Domnul, dau vieți pentru tine și poboare. Păi eu am căzut jos. Nu mai m-a trebuit din momentul ăla discotecă. Nu mai m-a trebuit muzică populară, lucruri de care eu n-am putut să mă dezlipez niciodată. În momentul ăla s-au dezlipit de mine pentru că a venit un lipit și m-a lipit de Dumnezeu. Binecuvântat să fie El. Înțelegi dumneavoastră, se creează lipiciul ăsta și te lipește efectiv. Pune, te rog, dacă poți, 1 Samuel, capitolul 18, versetul 1. Ia uite dumneavoastră ce zice aici. David sfârșise de vorbi cu Saul și de atunci sufletul lui Ionatan s-a alipit de sufletul lui David și Ionatan l-a iubit ca pe... Deci gândiți-vă, s-a creat o lipitură datorită iubirii. Cine a mai putut să-l desprindă pe Ionatan de David? Știți cine era tatăl lui Ionatan? Știți ce voia Saul? Să-l desprindă pe Ionatan de... A reușit părintele. Gândiți-vă că Ionatan urma la regat să fie rege. Deci regatul, împărăția, funcția, poziția, familia, tatăl, nu l-a putut desprinde de David. De ce? Pentru că s-a lipit. Era iubire. Puneți versetul 3, să vedeți ce se întâmplă când este iubire. Nu te mai poate desprinde nimeni, ci dimpotrivă. Gândiți-vă că Saul încerca să-l desprindă și Ionatan a făcut legământ cu David. De ce a făcut legământ? Pentru că îl iubea ca pe sufletul lui. Nu există iubire fără legământ. De aceea, dacă sunteți prieteni în seara aceasta, trebuie să înțelegeți. Nu aveți o declarație de iubire față de Dumnezeu fără legământ. Adică trebuie iubirea, creează un lipici care te lipește, te leagă și faci un legământ cu Domnul. Adică faci o juruință, spui, Doamne, eu te iubesc și te voi urma pe tine toată viața, nimeni și nimic nu mă poate dezlipi de tine. Păi gândiți-vă că am fost la o evanghelizare și era o biserică micuță cu ușă de lemn spre afară, unde era frig și zăpadă iarna. Și era o fată tânără de vreo 16-17 ani care stătea afară și asculta de acolo. Și eu nu venea să cred, băi, cum se poate întâmpla o fată de 16-17 ani să stea afară? Și era atentă și asta. Era fiica unui slujitor din Biserica Ortodoxă. Și tatăl ei nu o lăsa să vină. Dar ea s-a îndrăgostit atât de mult de Dumnezeu că voia să asculte cuvânt, cuvânt, cuvânt. Și într-o zi a aflat din cuvânt că trebuie să boteze, să facă un legământ și să le exprime într-un botez și s-a hotărât să boteze. Înainte de ziua botezului, tatăl ei a ținut-o în pijama afară toată noaptea. În frig. Ca să o desprindă, să o dezlipească. Dimineața fata asta a apărut ca un îngeraș îmbrăcat în alb. Și a declarat în apa botezului că nimeni și nimic, nici mamă, nici tată, nici religie, nici neam, nici moarte, nici viață nu poate desprinde. Păi cum să faci așa ceva dacă nu-i un lipici?
Poți tu să împlinești versetul care zice dacă nu urăște cineva mamă, tată. Păi cum adică să-mi urăsc mama și tata? Păi nu ei mor da viață, nu trebuie să-i cinstesc. Cum într-un loc spune să-i cinstesc, într-un loc să urăsc. Nu-i vorba să-i strângi de gât. Ci e vorba că la un moment dat va apărea o contradicție în ce zice mama cu tata și ce zice Dumnezeu. Și tu trebuie să alegi. Dumnezeu zice asta, mama cu tata zice altceva. Și atunci tu trebuie să alegi. Și dacă alegi pe Dumnezeu, vei crea o situație jenantă pentru părinți. Pentru că părinții vă zice, bă, dar noi așa știm, așa am învățat, așa a fost neamul nostru. Ne faci de râs, ne faci de rușine. Și atunci nu se poate să depășești momentul ăsta, să lași o religie, să lași un neam puternic, decât dacă te lipești de Dumnezeu. Binecuvântat să fie Domnul. Lasă acolo și mai pune un verset, te rog. 1 Samuel, capitolul 18, ai pus versetul, cât era, 3. Și mai pune și 4, să vedeți ce face iubirea. Deci te lipește, faci un legământ și zice, a scos mantaua pe care o purta Ionatan, ca să o dea lui David, și a dat hainele sale, sabia, arcul și cingătoare. Și am pus o întrebare într-o biserică, zic, măi, dacă Ionatan i-a dat lui David și manta, și haine, și sabie, și arc, și cingătoare, cu ce a rămas Ionatan? Și un frate mai simpatic din biserică, în ce a rămas? Mai eu, în ce să rămân? Păi dacă i-a dat și haine, și cingătoare, și arc, în ce să rămână? Numai eu. Deci vedeți ce face dragostea? Te dezbracă pe tine pentru celălalt. Nu te mai gândești la tine, te gândești la ălalalt și dai lui tot, pentru că iubești. Asta face iubirea. Păi gândiți-vă că sunt unii din unele biserici, frați de-ai noștri, care se duc până la Barcelona să vadă Barça cu Real, fotbal, și rămân o lună în Maieu. Adică fără bani. Dar de ce se duc până acolo? Pentru că este un lipici. Și lipiciul îi lipește până la Barcelona, până la Madrid. Și îi lipici de pescuit, și îi lipici de vânătoare, și îi lipici de motociclete, și îi lipici de ATV, și îi lipici de BMW, și îi lipici de haine, și îi lipici de Dumnezeu. Ei, dacă dumneavoastră vreți să vedeți ce iubește un om, dați-i liber și uitați-vă ce face în timpul liber, că de obicei, în timpul liber, omul se duce după lipitură. Adică de ce e lipit, acolo se duce. Uite, la noi în zonă, sau gândiți-vă dumneavoastră, faceți un exercițiu, nu știu dacă îl faceți sau nu, faceți-o, doar zic, duminica viitoare dimineață, dacă nu puteți, că aveți evanghelie, dar odată, ziceți duminica dimineața când se încheie slujba, fraților, surorilor, după masă nu mai avem slujbă. Sunteți liberi. Și mulți fac slavă Domnului. Avem liber. Na, să te vedem ce faci. Da, și uimăriții după masă unde se duc. Și o să vedeți ce iubesc foarte ușor. Pentru că iubirea se vede în pauze. Se vede în timpul liber ce iubești. Când lucri, trebuie să lucri. Când te duci la școală, trebuie să înveți. Dar când e pauza de la școală, se vede ce iubești. Când e pauza de la lucru, se vede ce iubești timpul liber. Apoi gândiți-vă, unul de lume care fumează și e lipit de țigare. Primul lucru care îl face când vine pauza, ce face? Păi de ce fumează prima dată? Pentru că aia e lipitura. Altul zice, vreau o cafă. Aia e lipitura. Altul se intră pe internet imediat, politică, stai să vedem că acum vine alegeri. Auzi că e și ăla, și ăla, stai să mai vedem. Pentru că te-ai lipit de aia. Altul caută sport. Altul în pauză. Dragostea mea. Iubirea mea, am jumătate de oră liberă, o să mă desfătez în tine. A spus dumneavoastră ceva? Nu vă mai înșelați că mai există iubire. Dumneavoastră trebuie să înțelegeți care este semnul timpului din urmă. Generația din urmă va experimenta un lucru. Dragostea celor mai mulți se va răci. Poporul zice, mă cinstește cu
Oh, predici cu buzele, cântări cu buzele, totul e tehnologic, totul e modernizat, totul e profesionist. Dar zice, inima îi lipită în altă parte. Uitați-vă ce faceți în timpul liber, ce vă place să faceți când e o zi liberă și veți vedea ce iubiți. Uite, noi suntem la țară, să iau un autobuz, să pun toți tinerii în el și să aduc aici în centru. Bă, tineri, liber o zi. Duceți-vă unde vreți. Și urmărește. Unde să duc? Unde să duc fetele? Bă, hai să mergem la mall, mă, să ne uităm la magazine, la haine, mă, că suntem la Timișoara, mă. Na, hai, lipitura. Te uiți la băieți, unde vor să ducă? Te uiți la unul, bă, dar unde e o biserică, bă? Oare nu-i vreun sfânt prin Timișoara? Am auzit că eu spun, hai să-l vizităm, mă. Hai să mergem, că auzi că e rugăciune la 9 la 10 la Smirna. Așa-i? Așa-i, că e de la 9 la 10, dar nu vine aici. Pentru că nu-i lipiciu. Înțelegeți dumneavoastră? Doamne, ai milă de noi. Amin. Și în final, dragilor, dragostea, în primul rând, te lipește și nu te mai poți dezlipi. Și în al doilea rând și în final, te desfințează de tot. De fapt, asta vrea să facă iubirea. Să te desfințeze de tot. Acum, nu știu dacă dumneavoastră înțelege sensul ăsta. De exemplu, cântarea cântărilor spune: prea iubitul meu este al meu. Și într-o traducere zice: și eu nu mai exist. Am dispărut. Pe unde am dispărut? Păi ia gândiți-vă dumneavoastră ce zice dacă un băiat se îndrăgostește de o fată și se iubește, se căsătorește, zice, cei doi devin... Pe unde e alălalt? Unde a dispărut? Cine l-a desfințat? Iubirea te desfințează în celălalt. Tu nu mai existi. Nu mai ai planurile tale, nu mai ai voia ta. Nu vedeți că se îndrăgostește un băiat de o fată și îi spui, mă, stai acasă, mă, și el sare pe geam. Deci nu-l mai poți opri. Pentru că el e desființat. Când se trezește dimineața, unde se gândește? La ea. Când se duce la ore, profesorul zice, bă, dar tu nu ești aici, mă. Unde ești? El e plecat, unde? E la ea. Când mănâncă, e cu gândul la ea, când se culcă, e cu gândul la ea. Pentru că dragostea te desființează, te topește în celălalt. Păi gândiți-vă dumneavoastră ce a zis Apostolul Pavel. Zice, eu nu mai sunt. Păi ești nebun, Pavele, cum spui că nu mai sunt? Și eu nu mai trăiesc. Băi, Pavele, ce ai? Cum nu mai trăiești? Păi unde era Pavel? Ce l-a topit? Unde s-a dizolvat? Dragostea l-a desfințat. Zice, eu nu mai trăiesc, Hristos trăiește în... Adică asta vrea să facă dragostea. Să te topească în Dumnezeu. Te desfințează pe tine, nu mai ai planuri, nu mai ai voia ta, nu mai ai ideile tale, ci Dumnezeu trăiește în tine. Binecuvântat să fie. Sau gândiți-vă dumneavoastră, surorile, ca să dați gust la o ciorbă, ce puneți în ea? Puneți sare, nu? Și acum vreau să vă întreb, puneți sarea în ciorbă, o fierbeți, o puneți pe masă și mâncați. Unde e sarea? Unde-i sarea? Dar ce-o dat sarea? Deci dumneavoastră trebuie să înțelegeți. Numai dacă te desfințează iubirea, te topești, dispari, dai gust. Noi zicem de sare, noi suntem sarea pământului. Păi sarea într-un sac nu face nimic. Dacă o pui undeva, ea trebuie să dizolve, să dispară, să fie desfințată ca să dea gust sau să oprească putrefacția. E tot așa, eu ca să dau gust de cer, eu trebuie să fiu desfințat, să mor față de propriul meu sine. Să nu mai exist eu. Să mă lepă de sine. Cum citiți dumneavoastră? Dacă voiește cineva să vină după mine, să se lepe de? Păi dacă m-a lepădat de sine, atunci eu nu mai exist. Nu mai am ideile mele, am ideile lui. Nu mai am planurile mele, am planurile lui. Înțelegeți dumneavoastră? E, dragostea te desfințează și îți dă titulatura nobilă de rob.
De fapt, aici vrea să te aducă dragostea. Te desfințează pe tine și te face rob stăpânului din iubire, nu din lege. A fi rob din lege este una și a fi rob din iubire este cu totul altceva. Adică eu am hotărât să stau la stăpânul, stăpânul mi-a dat libertate, zic, stăpâne, nu mă duc pentru că te iubesc. Vreau să te slujesc cât voi trăi. Ei, dar cuvântul ăsta, rob, nu are prestanță, nu are onoare. Dar este sinonimul măreției lui Dumnezeu. Acum vreau să vă întreb pe dumneavoastră, cu ce cuvânt o să vă întâmpine Domnul după moarte? Bine cântăreți buni. Bine predicatori buni. Dar cum o să zică? Păi cum o să zică rob bun dacă tu n-ai ajuns rob? Păi tu n-ai fost desfințat niciodată. Tu ai voia ta proprie. Tu ai sinele tău. Cum îți va spune cuvântul rob dacă tu n-ai fost? Acum vreau să vă întreb. Câți dintre dumneavoastră săptămâna asta care a trecut ați căutat pe Google sau pe YouTube sau pe rețea cuvântul rob să vedeți ce vă dă? Dar n-ați umblat pe telefoane. Și ce ați căutat? De ce nu căutați cuvântul rob? Pentru că nu suntem interesați de la ceva. Noi vrem vedetism, celebritate, popularitate. Noi nu vrem robi. Cum să stau în umbră? Să strălucească stăpânul? Există, de exemplu, predici pe care le predică unii predicatori și o jumătate de adevăr care trebuie să înghițiți din ele. Dar nu e adevărul complet. Și spun așa, să vin și spun... Simțiți-vă bine, fiți fericiți și bucuroși, sunteți regi și regine, sunteți prinți și prințese, sunteți fiul lui Dumnezeu, trebuie să știți cine sunteți. Și adevărat. Numai că fiul lui Dumnezeu, când a coborât, a luat chip de... Dacă nu ai atitudine de rob, tu n-ai înțeles ce înseamnă să fii fiul lui Dumnezeu. Deci chestiile de genul ăsta, când vedeți predicatori așa, aleluia! Aleluia! Gloria Domnului slav! Că n-am înțeles, tu ai făcut facultatea cu Iisus Hristos sau ce-i cu tine? Cine ești tu, mă? Ești un șef, ești un patron. Păi robul e așa, mă, oameni. Stăpâne! Dumneavoastră n-ați văzut? Există unele biserici. Nu-i cu rea intenție. Dar în fața aici au niște scaune diferite ca alea din biserică. Unii au niște fotolii și niște jilțuri și stau așa. Așa-i că arată rob. Asta dacă ești patron, da. Dacă ești la birou, la firmă, da. Dar de ce jilțuri aici și fotolii și în sală scaune? Că aici stau robii. Aici sunt și Domnului. Auzi, mă, frate, zice, ai milă de ei. Să aibă milă Domnul și de voi. Că voi le-ați pus scaunile. Păi nu s-au interesat ei. Numai sunt frați, cu bună voință. Eu nu zic că din rea voință. Zic, mai să fie, na, că dă bine așa să-l vezi pe păstor într-un jilț. Și după aia zici acasă, îl spovedești. Să nu umpli cu noroi. Nu, dar ceva e cu noi. Nu ne place chestia asta de rob, rob, rob. Cum adică rob? Cum am cântat noi? Sunt un bulgăraș prea mic. Sunt un strop și cu cât mă văd mai cu atât tu, eu acum văd peste tot afișe. Predicatorul mare, numele mare și ziua în care predică. Alt afiș. Cum nu vă supărați. Eu vin din Biserica Ortodoxă și am învățat din Scriptură să nu am icoane cu sfinți. Le-am dat jos. Acum mă pun pe mine și pe colegii mei. Pe măcar înainte l-am avut pe Petru și pe Pavel și am știut că sfinți. Pe colegii mei nu-i cunosc. Ce cu noi? Ne tot îngrașăm în poză. Ne tot lățăm.
Suntem tot mai mari. Numai doctori avem. Și maternitatea e fără copii. E închisă, nu se naște. Doctori, asistenți, maternitatea avem, uite aici, luxoasă, nu naște nimeni. Pentru că dacă ești rob și atitudinea de rob și suferi pentru stăpânul durerile nașterii, e, asta face iubirea. Uitați-vă la o mamă care are copii. Cum muncește și noaptea și ziua, fără plată, din iubire. Angajează-ți o bonă să stea cu copiii, să vezi cum măsoară ceasul. Se mai trebuie să dai atât. Pentru că ea e slugă, dar pe bani, în regulă, dacă nu ești în iubire. Dacă iubirea, ce, dumneavoastră ca surori, nu spălați hainele, nu faceți mâncare, nu faceți curățenie, până la urmă sunteți ca o slugă. Dar o faci din drag, pentru că vine soțul tău și spune, dragule, te iubesc. Și el se duce și muncește pe șantier ca un rob toată ziua și zice, iubire! Dar dacă stai să te gândești, și el o fă rob, și ea roabă. Dar iubirea face lucrurile să fie mai ușoare. Ce ziceți dumneavoastră? Ne rugăm ca Duhul Sfânt să toarne dragostea lui Dumnezeu. Există o cântare care zice, lipește-mi, Doamne, sau altă cântare, tot o rugăciune. O crește-mi. Avem nevoie de asta. Haideți să ne ridicăm. Nu uitați, dragilor, lipsa de iubire anulează darurile, anulează slujbele, anulează rugăciunile, anulează sistemul imunitar. Prezența iubirii activează un lipiște, prinde de Dumnezeu și nu te mai poți desprinde. Te desfințează și te face robul celui preanalt. Aleluia. Sunt slugă și rob, am atitudinea asta. Când mă gândesc, Dumnezeu m-a făcut rege. Dumnezeu m-a făcut fiu de Dumnezeu, prinț, pe asta mă umilește să mă arunc în praful pământului. Să spui, Doamne, eu sunt robul tău. Nu să fac pe grandoman. Trebuie să ne micșorăm și El să... Dumnezeu să ne ajute. Haideți să intrăm cu toți într-o rugăciune.